Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Latiș, președinta Academiei Române de Coaching și astăzi suntem în ziua 2 a cursului de Practitioner Coach, seria 26 și abia aștept înțelepciunea dimineții să vedem ce s-a mai crocit așa peste noapte, ce s-a mai sedimentat, ce s-a mai scos ca esență de esență, mai ales că au fost și niște teme, să vedem ce s-a întâmplat. Abia aștept! Ok, ia să vedem, dragilor, cine vrea să înceapă? Sala, online-ul? Dar nu vă înghesuiți așa de tare. Ok. Începe cineva atunci? Începe. Perfect, perfect. Bravo, felicitări. Bună dimineața, dragilor. Altă zi frumoasă din viața noastră. Superbă. Îți mulțumesc, Loredana, pentru privirea asta frumoasă care transmiți multă dragoste prin privire, e adevărat. Mi-am dat seama că nu se termină lucrul cu noi niciodată și asta e super, că nu te plictisești niciodată cu tine. Tot timpul ai ceva de făcut. Înainte eram pe modul aștept să-mi spună cineva ce să fac, să-mi spune unde să mă duc, să mă scoată undeva. Acum am început să iau inițiativă, am ce să fac, am unde să mă duc. Îi mulțumesc lui Emi pentru complimentul de aseară, pentru zâmbetul meu. Lucrez la stima de sine și asta e frumos să spui cuiva ce e, pentru că nu conștientizez pur și simplu. Aseară în bucătărie, sora mea spăla vasele și spun, te iubesc, Vali. Și zic, oh, Doamne, ce mișto că deși la cursuri astea, că așteptam numai să-mi spui și mie un te iubesc. Și... deci mă bucur în maxim că sunt aici, mă bucur că am ales să vin aici și sunt fericită atât. Wow! Felicitări! Super! Cine mai din sala, dragilor, că nu mă mai ridici, că fac prea mult sport așa de dimineață? Cine preia ștafeta? Bună dimineața! După ziua de ieri de curs, cel mai important lucru pe care l-am descoperit a fost, l-am și conștientizat, a fost sinceritatea și efectul puternic pe care îl are. Nu știu, am observat că atunci când e sincer, indiferent care e mesajul, are ceva. E ceva divin în sinceritate și aleg să... să o folosesc cât mai des în toate activitățile mele zilnice și în tot ce vreau să fac. Mulțumesc! Wow! Așa e! Felicitări! Felicitări! Super! Mulțumesc! Super! Așa e! Sinceritatea face miracole! Da. Ok! Cine pui așa feta, dragi? Eu nu prea pot să mă întorc așa, că n-am ca bufnița 360 de grade. V-ați lăsat înțelepciunile acasă? Nu de altă, dar avem și curs după, asta e ideea. Bună dimineața! Eu astăzi am ajuns foarte devreme. După ce la primul curs am ajuns jumătate de oră mai târziu, la 9 și jumătate, după ce am stat o oră și jumătate de trafic. Acum nu știu niciodată la ce oră trebuie să plec de acasă ca să ajung de vreme, așa că ajung foarte de vreme. Ceea ce este un lucru foarte bun. Mă face să mă simt foarte bine trezirea de dimineață. Avem foarte mare noroc pentru că, deși în timpul zilei plouă, atât dimineața cât și seara când ieșim de la curs, este foarte frumos și foarte cald. De ieri nu am avut timp să fac exercițiile, am preferat să disfrut cu familia, ceea ce a fost pentru mine, a fost o alegere și a fost, mă simt zilele astea și de data asta când am venit acasă, că fac ceea ce vreau eu, când vreau eu și că nu mai las oamenii din jurul meu să-mi facă program. Deci fac într-adevăr ce-mi doresc să fac și pentru mine e foarte important. Asta am învățat atât din NLP și acum aștept cu nerăbdare restul cursului de coaching pentru noile înțelepciuni și pentru alte noi schimbări în viața mea. Mulțumesc frumos! Ia, felicitări! Bravo! Bravo! Felicitări! Super! Mulțumesc!
Ce bine când îți faci tu programul și ți-l fac alții. Aseară când am ajuns acasă, m-a luat femeia la întrebări, 14 ani are femeia. Ce am făcut, cum a fost, a trebuit să-i povestesc tot cursul, toate problemele și toate temele. Și ea mi-a zis, mami, dar poți să vină și copiii? Am zis, nu au voie copiii până la 18 ani. De ce? Pentru că e chestie de adopție, nu prea înțeleg chestia asta cu adulții, zice. Pentru că tot ce-mi spui tu probleme aici, ca unii și alții le-au și copiii în jurul meu, zicea. Și de asta mă și gândeam aseară, oare, nu știu, pe partea asta cu școala altfel, dacă s-ar putea face ceva, nu știu, câteva ore, că ei în fiecare zi au câteva activități, și pe partea asta de coaching. Da. Cu copiii la școală chiar mă gândesc de vreo 2 ani, dar eu, întrucând încă nu profesez, nu mă bag, mă gândeam poate la alți colegi care ar putea să meargă, îi ajută foarte mult partea asta de încredere în sine. Este o problemă foarte mare la adolescenți astăzi, din câte înțeleg la ea. Și iubire, că i-am povestit din curs, deci tot ce i-am spus pilonii aia 3 de acolo, zicea, mamă, asta e o problemă foarte mare în jurul meu, la colegii mei la școală. Deci asta ca înțelepciune, în rest am dormit beton, ca niciodată. Mersi. Cu multă iubire, așa e, felicitări, felicitări. Și de altfel și avem proiecte în școli, da, felicitări. Da. Superb, superb! Bună dimineața! Se pare că nu scăpăm niciunul de acest scaun. Așa că vreau să vă spun că aseară, după ce am plecat de aici, am mers la o prietenă care este bolnavă, dar după ce m-am întors la hotel la ora 10, mă uitam la teme. Să încep, să nu încep? La un moment dat am zis, nu trebuie să mă uit la acest caiet. Mă gândeam că nimic nu o să rezoneze cu mine sau nu o să am nimic de scris la cele teme și nu am reușit decât să ajung până la punctul 4 unde am zis nu pot mai mult. Deci era mult, prea mult ce am găsit, ce am descoperit despre mine. Mi se pare super. Mulțumesc că sunt aici, mulțumesc Loredana. Sunt convinsă că acest curs mă va ajuta foarte mult, cel puțin pe mine, din punct de vedere al descoperirilor mele despre mine și a cunoașterii mele despre mine. Mulțumesc mult! Felicitări! Super! Felicitări! Așa e! Wow! Felicitări! Super! Altcineva? Cine mai e? Ăla eu! Bună dimineața! Greu pentru mine. Am dormit așa doar câteva ore de teme, ce să zic, nu m-am apucat pentru că nu am vrut. Am modul meu și nici nu o să le fac decât peste o săptămână, de luni încolo o să mă apuc. Trebuie să fiu la mine acasă, în liniștea mea, în mediul meu, în ce-i al meu, apropo, de ieri, ce-i al meu, mediul meu. Da. Ce-am realizat, partea cu a fi... Cred că am înțeles-o de ceva timp, de câțiva ani și mai știam, m-am mai descoperit. Ce am realizat ieri, că aveam impresia că e suficient. Da, eu știu. Mi-am dat seama că nu știu nimic și că atâta timp cât nu faci ceva, degeaba ai înțeles. Adică asta am conștientizat ieri. Ok, știu și trebuie să mă apuc de treabă. Yeah. E evident. Mulțumesc. Ia, felicitări, așa e, așa e. Și e păcat că știi atât de multe, n-o să nu le aplici, e păcat. Ia, felicitări. Nu-ți folosesc la nimic. Nu-ți folosesc la nimic, corect, așa e. Că le găsești acum pe Google. Exact, ca să... Exact, super, super, așa e. Așa e, felicitări. Dacă tot trebuie să... Bună dimineață. Cam greu. Ieri a fost o zi extraordinară. Pot să spun că ca și cum până acum am trăit într-o cameră întunecată și ieri am ridicat puțin perdeaua să văd realitatea, care este diferit de ce am crezut eu până azi. Mai greu a fost aseară, când a trebuit să mă ocup de teme, că eram curioasă ca să văd și n-am dormit aproape toată noaptea pentru că mi-am dat seama că trăiesc într-un limbo, cum să explic, într-o lumea mea și realitatea e altfel. Și eu îți mulțumesc pentru asta, că ne-a ajuns să
să vină lumina în viața noastră. Și sunt sigură că cursurile astea ne scoate la lumină pe toți, la realitate. Mulțumesc mult! Wow! Felicitări! Felicitări! Superb! Așa e! Felicitări! Wow! Super! Mai e cineva? Nu? Nu? Ok! Mergem la colegii din online! Ia să-i vedem pe minunații și să-i auzim pe minunații colegii din online. Am deja două mânuțe aici. Simona! Bună dimineața! Eu am ales cursul ăsta de practitioner coach pentru că mi-am dat seama că eu nu mă cunosc. Nu știu cine sunt, nu știu ce vreau cu adevărat, nu știu ce îmi place cu adevărat, nu știu la ce sunt bună. Am descoperit că am un gem încurcat în cap. Și, dar în urmă cu un an am descoperit-o pe Loredana. Eram într-o perioadă unde eram foarte bolnavă, 4 luni am ieșit din apartament și atunci am avut mult timp de ascultat pe YouTube, eram în căutarea unor răspunsuri și atunci ascultându-o pe Loredana cu întrebările ei, orice boală are un mesaj, care mesaj, orice mesaj poate să... Și atunci am fost provocată. Întrebările ei m-au provocat foarte mult să gândesc și să mut radarul un pic la stânga, la dreapta, mai la... Nu, sufeream enorm. Eram îngenunchiată de durere, de suferință, nimic nu funcționa. Relația cu șeful, relația cu copilul, nici o relație. Relația cu mine, de acolo eram. Pentru că eu credeam că sunt pedepsită, credeam că plătesc păcatele mult și tot ce rău mi se întâmplă chiar mie, de ce chiar acum suferința asta. Ei, și când am întâlnit-o pe Loredana, întrebările ei m-au provocat atât de mult încât am mutat dialogul ăsta și am înțeles că din suferință, suferința poate să fie o treaptă prin care să crești, că tot vine cu un scop și tot ce eu am ascultat de la Loredana, de la omul Loredana, astăzi sunt în Academie, pentru că cu ajutorul întrebărilor ei nu știam nimic de coach, cu ce să mănâncă asta, n-aveam de coach. Pe parcurs am înțeles că e ceva antrenament mental, întrebări, provocări pe acolo. Am ajuns la un alt nivel. Am pus în practică, pas cu pas, întrebările ei. Au adus rezultate. În momentul când am început să caut răspuns la întrebările ei, ba chiar mă gândeam, mai pune întrebări în videoclipuri, hai, mai întreabă. Râdeam cu ea, asta m-a atras foarte mult, Loredana chiar spune, sunt mulți care țin cursuri, de ce m-ați ales chiar pe mine. Ei, asta e că omul Loredana atrage. Râdeam cu ea și, cum spunem, foarte plăcută că vorbește și râde singură în videoclip. Iar când am înțeles că avem blocaje, ce s-ar ia blocaje, că trebuie să-ți asculți gândurile, ce ai, să-ți asculți gândurile, wow, și că ne limitează gândurile, și că, cum se spune, ne oprește acțiune, ne oprește visurile, wow, când eu am înțeles toate astea, am fost foarte curioasă, am devenit așa curioasă, cum pot să intru acolo, să la butonul ăla, să pun pe mute
ce aveam aici în creier. Nu? Uitându-mă la mama mea, ce proastă ești, păi ce ai făcut aia, păi tu de unde vii, păi din ce familie vii, dar totuși eu mă consider astăzi un om bun, am văzut multe reușite, provocări care m-au adus mai sus și totuși, am atâtea gânduri limitative care mă țin pe loc. Astăzi îmi pui întrebări când nu sunt respectată la locul de muncă, de exemplu, ce mă ține pe mine aici? Și asta e motivul pentru care eu am ales să vin la cursul de practitioner coach, ca să mă descopere. Ai spus atât de frumos, a spus Loredana, întâlnirea cu sine. Ei, eu vreau să o întâlnesc pe adevărata Simona, cine îi, ce poate, ce vrea, ce își dorește de fapt cu adevărat și ce vrea să lase în urma ei. Asta. Iar dacă, spunea Loredana într-un videoclip, dacă ai fi la 80 de ani, 90 de ani și te uita în urma ta, ce ai fi vrut să faci în toți anii ăștia? Și atunci mă gândesc, și eu aș vrea să plantez flori. Să am timp pentru asta, mă gândesc, dar într-adevăr ce aș fi vrut să fac cu timpul, anii, viața mea, ce aș fi vrut. Mă aflu la acest curs pentru că încă nu am reușit să intru la butonajul, la dialogul interior, să-l pun acolo pe mute când vreau eu. Încă aud voci, încă aud vocile care mă limitează de multe ori din acțiune și vreau să îmi cunosc butoanele pe care oamenii apasă, cum eu pot să intru, cum eu pot să lucrez cu mine și e adevărat un motiv pentru care eu sunt aici. Pentru că nu e destul să ascult întrebările din videoclipuri. Vreau acum întâlnirea cu maestru, cu, mai mult, am vrut mai mult. Felicitări, Simona! Felicitări! Superb, superb! Așa e! Wow, ce călătorie și ce minunat e când te întâlnești cu tine! Ia! Felicitări! Da. Mulțumesc! Felicitări! Mariana! Se aude, da? Da! Bună dimineața tuturor! Mă bucur să mă aflu aici. După experiența de aseară, pot să spun că am avut niște dureri grozitoare de cap. Este așa un amalgam de întrebări și unde și ce și de ce. Cred că cu toții știm ce vrem. Eu cred că, în primul rând, noi ne putem rezolva problemele. Noi putem și toți suntem puternici, dar poate că nu avem tăria să recunoaștem sau mulți dintre noi ne lăsăm pe locul 2, dăm prioritate celor din jur. Cel puțin așa am făcut eu. Știu că sunt puternică, dar pentru alții, nu pentru mine. De două luni de zile muncesc la mine să mă schimb. Simt că deja sunt schimbări, dar cu ajutorul tău voi deveni și mai puternică și sunt convinsă că voi putea ajuta și pe alții. Vă foarte mulțumesc tuturor! O zi minunată să avem! Felicitări, Mariana! Felicitări! Super, super! Felicitări! Wow, mulțumesc! Altcineva, dragilor? Colegii din online, bună dimineața! Cristina? Bună dimineața! Dar eu... Entuziasmul meu e un pic mai micuț astăzi. Pentru că mă simt mai răvășită și mai... Da, un pic mai îndebusolată și au ieșit mai multe ciupercuțe de astea late după atâtea ploi, îți dai seama. Au ieșit ciupercuțele pe care am încercat poate anul să le mai ascund, să le mai trimit la... să le ascund cu frunze. Iar acum au ieșit afară și una dintre
Situația ar fi tema legată de familie și de acceptanță și de cine sunt eu și ce dăruiesc din ce sunt și ce primesc înapoi. Dacă, da, spuneam că sunt momentan în concediu acasă și una e relația cu familia pe internet, un mesaj pe WhatsApp cu 10 inimioare și 15 pupici și alta e relația să mai mâncăm acasă, să facem una, alta, dă-mi aia, de ce n-ai pus aia, unde e la altă. Așa. Și ar mai fi un alt lucru, că spusesem de ieri pe chat, că doresc să aparțin, nu? Și atunci este unul dintre lucruri care îmi dă acum un pic de... mă răscolește așa, pentru că eu chiar sunt bine intenționată, doar că vin, să zic așa, din alt context, iar familia vine din alt context și încă n-am găsit puntea. Lucrăm! Mulțumesc! Cu multă iubire! Wow! Felicitări! Foarte bine ai punctat! Una e relația pe WhatsApp, alta e relația în casă. Da, wow! Felicitări, într-adevăr! Aviz amatorilor care preferă relațiile doar de la distanță și doar așa și consideră că alea sunt. Dar realitatea, observați că e diferită. Întotdeauna, așa e. Felicitări, mulțumesc, Cristina. Superb! Altcineva, dragilor? Colegii din online, cine preia ștafeta? Nicoleta? Și microfonul. Se aud acum? Bună dimineața, dragi colegi! A fost destul de intensă, cum am spus și ieri, și am avut dureri de cap ca toată lumea când am terminat. Și multe, multe informații. Vreau să spun că m-am regăsit prin toate câte am discutat, de la atașament, lăcomie, până la cui ne spunem noi problemele și pe cine încărcăm. Și chiar am avut o problemă săptămâna trecută la muncă cu unul din clienții mei, când am mers la o vizită și a început să țipe la mine și să mă jignească și că eu nu știu cum e să ai un bon la și să-mi reproșeze mie tot bullshit-ul lui, da? Și am simțit că nu fac față, am ieșit de acolo, am refuzat să mă duc la vizite vreo două zile, au mers alți colegi. Iar după două zile mi-am făcut curaj să mă duc, că mi-am dat seama că nu a fost el însuși și că era doar frustrat și obosit de problemele care le avea. Și cât e de important să nu mai punem în cârca altora atât de mult problemele noastre. Am devenit mult mai receptivă pur și simplu la simplele conversații cu oamenii din jur. Ce îmi spun și ce spun la rândul meu. Mulțumesc! Wow, felicitări, superb, băi, acum știi exact pe ce pământ calci și știi exact ce permiți și ce nu permiți, wow, felicitări, mulțumesc, superb, Nicoleta. Mulțumesc. Cu multă iubire, altcineva, dragilor? Cine preia ștafeta? Hello? Ionela? Viața, în primul rând, tuturor, ce pot spune? Am o grămadă de lucruri de spus. În primul rând, da, bine, o să mă limitez astăzi. În primul rând, am descoperit coaching doar în trecut, dar încă nu am fost pregătit să spun așa, pentru curs, dar anul ăsta, bineînțeles. Da, sunt. Și când am realizat lucrul acesta? Anul trecut, în vară, când am fost plecat în România și închisă în casă, pe zile. Pentru că eram prea obosită de lume și atunci, în acele trei zile, aveam nevoie să mă regăsesc eu pe mine. Și ce am făcut? Am citit, am dormit și am aflat, de fapt, că asta vreau să fac în viitor. Și de ce?
pentru că știu că nimic nu e întâmplător în lumea asta. Chiar și problemele noastre pe care le-am avut și le avem, pentru că crește. Atât atunci și mulțumesc mult din dorință. Cu multă iubire, felicitări, Ionela, superb, așa e, superb, felicitări. Mulțumesc, cine preia ștafeta? Cine mai e? Mai e cineva? Întrebare întrebătoare? Nu mai văd nicio mânuță, ultima strigare. Nicoleta? Interesant cu ultima strigare asta. Bună dimineața! Mai puține emoții deja astăzi. Am pierdut înțelepciunea dimineții. Cu părere de rău, n-am putut să duc copiii mici la școală de dimineață pentru că ieri am lăsat pe toți trei până târziu. Și tot dacă vine vorba despre copii, am avut și o conștientizare. Sunt, până la urmă, și eu o mamă indispensabilă sau o persoană indispensabilă. Când am luat de la școală, era terminat. Fetița avea senzații de vomă, băiețelul, dureri de gât, de cap. Ei nu sunt obișnuiți cu asta, de 10 ani stau acasă și am început să adun tot felul de frustrări pentru că sunt acasă și nu sunt bună de nimic și nu fac nimic. Bineînțeles, lucrurile astea le-am auzit în copilăria mea. Și acum, chiar dacă aveam trei copii, tot bune de nimic mă simțeam. Și aseară am început să mă simt și eu bună de ceva. Da. Va lua mama, mama, o sărit în brațele mele. Ai venit! Ca și cum i-am părăsit cu totul. Era obișnuit cu garderie, cu program lung, nu era obișnuit. Era un obișnuit corcoliț, alintat. Și atunci mama, acum are un curs și acum iar am întrebat. Trebuie să mergem de dimineață, n-am putut să-i mai trezi de dimineață. Deci de asta am ratat înțelepciunea zilei. Am luat telefonul cu mine, sunt pelerinele, afară ploua. Am vrut să vorbesc cu ei, n-am reușit. Până la urmă am scăpat și am revenit. O zi binecuvântată tuturor. Și sunt sigură că o să avem o zi minunată. Vă iubesc! Sigur, sigur, felicitări, felicitări, wow, super, mulțumesc, super tare, perfect, cine mai e, dragilor, cine prea ștafeta? Dana? Bună dimineața tuturor, eu atât vreau să vă spun, în vorba de înțelepciune, Loredana, îți sunt extrem de recunoscătoare că mi-ai adus înțelepciunea acasă. Ți-am mai spus eu pentru Academia pe care tu ai fondat-o, ai înființat-o. Și pentru oamenii minunați pe care i-ai lucrat, acum am văzut-o pe prietena mea, Monica, Adina ieri mi-a spus ceva de oaia neagră. Ei, eu am fost și eu oaia neagră a familiei. Dar din oaia neagră m-a împins curiozitatea, iar curiozitatea m-a propulsat în acțiune și în provocări. De aceea am ajuns aici, pentru că tu ai fost cea care ți-am mai spus eu ceva ani în urmă, când te-am descoperit, exact cum spunea una dintre colege, mi-ai redat și eu râdeam și mi se spunea că râd ca proastă. E așa și când te-am văzut că râzi, când am văzut tot ce ne-ai spus, la un moment dat noi ne puneam întrebarea, bă, noi sunt, de ce suntem singuri, noi, eu, soțul, fetele? Soțul îmi spunea, zice, dar ce, noi suntem punctul roșu de ieri. Iar a fost o minune. M-am venit acasă, i-am spus, ai avut dreptate, suntem punctul roșu. Așa că să râdem mai bine ca proastele, că ne face bine, cu toate că după exercițiile și că ședințele de coach cu minunatele noastre colege, m-a retocnit o criză de ulcer pe care o terminasem de mult, dar merită să fie înfruntată.
Acum chiar că tot spune că m-am vindecat destul de aici, de plin de aici, și mai am nevoie de pastile. Deci îți sunt recunoscătoare, cum am spus, pentru înțelepciunea pe care mi-ai adus-o acasă. Vă iubesc! Felicitări, Dana, și eu te iubesc! Felicitări și e bună treaba cu punctul roșu! Bravo! Felicitări! Da! Pentru noi și lecția pe care le-am predat-o și noi, ștafeta fetelor, tot la fel, punctul roșu. Ele s-au uitat un pic ciudat la noi, acum când au copii, ne sunt recunoscătoare și suntem mândri. Felicitări! Și avem timp de noi! Oameni buni, despre asta este vorba. Format până la 18 ani, păsări libere și uitați, suntem la curs și ne înnobilăm. Ca să-i putem înnobila și pe alții. Vă sărut! Felicitări, Dana, așa e. Mulțumesc! Superb! Altcineva, dragilor? Ne mai împărtășește cineva? Tot ultima strigare... Ok, nu mai văd nicio mânuță. Bun, diseară, la înțelepciunea serii. Deja, dragon frumos, ai niște idei extraordinare și geniale. Desigur, dacă vrei să le iei, dacă nu e la fel de ok. Despre cum putem, de fapt, să fim fericiți și împăcați cu noi, să ne cunoaștem și să ne acceptăm așa cum suntem. Că până la urmă, despre ce e vorba în toată viața. Fiecare știe și fiecare are răspunsul. Noi aici te așteptăm cu multă iubire la următorul curs de leadership din 17 iulie 2019. Este atât în București cât și online. Este un alt fel de curs de leadership. E de fapt un leadership prin coaching, NLP, analiză tranzacțională și mai ales cum să lucrezi cu grupurile, că de fapt mai mult despre asta este vorba și cum să influențezi grupurile. Așa încât te așteptăm cu multă iubire. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau la 0752-163-163. Până atunci o zi superbă, că noi procedem în a doua zi de curs. Pe diseară! Pa!